În localitatea Doljană, Pielești, circulația în zonă a fost închisă, fiind dirijată pe o rută ocolitoare situată naval 500 de metri până la retragerea apei de pe carosabil. Ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele 24 de ore și pe desnățui s-au produs curgeri de pe versanți, care au dus la inundarea părții carosabil a drumului comunal 61 Carpen-Călugărei pe o lungime de 10 metri. Circulația în zonă a fost închisă de către reprezentanții ISU și Primăria Carpen până la retragerea apei de pe carosabil. Ținând cont de actuala situație hidrometeorologică, în continuare se monitorizează evoluția nivelurilor și debitelor pe cursul de apă de către personalul ABAJIU.